bună pentru decizii majore în plan sentimental. Berbec, în prima parte a zilei aveți șanse de reușită la locul de muncă sau în afaceri. De asemenea, sunt favorizate și întâlnirile cu prietenii. Încercați să vă organizați timpul în așa fel încât să nu vă neglijați partenerul de viață. Taur, hotărârea și autodisciplina vă ajută să realizați tot ce v-ați propus. Profitați de această conjunctură favorabilă pentru că puteți avea realizări importante atât în plan profesional cât și din punct de vedere financiar. Gemeni, puteți avea succes în activități intelectuale și aveți ocazia să vă afirmați în societate. Sfaturile unei persoane din familie vă pot fi foarte utile, dar ar fi bine să țineți cont și de opiniile partenerului de viață. Rac, în prima parte a zilei vă simțiți în formă și aveți posibilitatea să demarați o afacere împreună cu o persoană apropiată. După amiază s-ar putea să aflați că în scurt timp va trebui să faceți o călătorie în interes profesional. Leu, este posibil să încasați o sumă importantă. Puteți să vă faceți planuri pentru o călătorie în interes propriu sau pentru o investiție pe termen lung. Fecioară, astăzi aveți un simț practic deosebit care vă poate ajuta să porniți o afacere. În a doua parte a zilei, un prieten v-ar putea propune o colaborare tentantă. Analizați toate aspectele înainte de a lua o decizie. Balanță, se pare că sunteți în formă și aveți șanse să duceți la bun sfârșit o activitate importantă. Ar trebui să înceapă să apară roadele muncii depuse în ultima vreme. Nu este exclus să obțineți beneficii materiale. Scorpion, se pare că sunteți în formă și plin de energie și sunteți capabil să rezolvați cu ușurință tot ce v-ați propus pentru astăzi. Puteți avea realizări importante în activitatea profesională și în relațiile parteneriale. Săgetător, persoana iubită v-ar putea reproșa că dedicați prea mult timp activității profesionale. Cu calm și răbdare puteți detensiona atmosfera. Capricorn, relațiile cu partenerul de viață ar trebui să fie armonioase. În a doua parte a zilei aveți posibilitatea să petreceți momente plăcute împreună. Vărsător, în prima parte a zilei este posibil să încheiați un contract avantajos. Aveți răbdare pentru că rezultatele vor apărea mai târziu. Relațiile cu rudele și prietenii ar trebui să decurgă fără probleme. Pești, vă puteți aștepta la aprecieri din partea superiorilor sau a partenerilor, dar nu este exclus să provocați invidia unei persoane apropiate. Fiți prudenți și nu spuneți chiar tot ce gândiți. Este momentul să dați dovadă de diplomație. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă. Mulțumim!